Bine v-am găsit din nou pe canalul meu. Mă bucur foarte mult pentru că mă urmăriți și vreau să vă prezint catalogul campaniei 12. Este o campanie din ianuarie, m-am înaintat puțin ca să vă arăt cât de frumos este acest catalog. Este cam subțirel, dar are oferte drăguțe. Are acest ceas la 6 euro care încă nu se poate comanda, deoarece suntem la al treilea pas de a cumpăra două creioane de ochi pentru a putea cumpăra în următoarea campanie acest ceas. Avem un nou rimel de la Color Trend. Produsele de la Color Trend, cele pe care le cunoașteți, cred că le cunoașteți. Așa. Parfumul Faraway cu pagină parfumată, apoi alte parfumuri. Așa, sper să se vadă bine. Vedeți, pentru când veți vedea swap-ul meu cu Ildico. Aici nu este parfumul Always. Este parfumul Forever și nu-mi place mie cum miroase. Adică sunt parfumuri la Avon care îmi plac și care nu-mi plac. De exemplu, este parfumul Faraway care chiar miroase bine, dar mie nu-mi place. Și acest parfum la fel, eu l-am în multe comenzi, dar mie personal nu-mi place, probabil pe pielea mea nu miroase chiar atât de bine. Avem parfumurile de bărbați. Avem seturi Aniu, un set de Aniu. Chiar ciudat, deoarece au trecut sărbătorile, pe când va fi acest catalog, deja vom fi în ianuarie. Avem reduceri la produsele Aniu. Sper că nu se aude televizorul din cealaltă cameră. Eu îl aud. Avem iarăși oferte, crema cu deodorantul la un preț, cu crema de picioare, pardon, fondul de ten, cu crema de picioare la alt preț și cu crema de corp la alt preț. Chiar sunt oferte destul de interesante. Cerem produsele de la Solutions. Așa. Alte oferte, alte produse. Avem la prețul perlelor, primim alte, un al doilea set de perle și primim acest corector. Este o ofertă la fel foarte bună. Doamne, nu găsesc o stabilitate pentru a filma. Păi avem alte produse de machiaje în ofertă, acest fond de ten, așa, machiaje, va apărea un burețel pentru fondurile de ten, chiar drăguț. Dar nu. Ok, nu este scump, deoarece beauty blenderul care este aici foarte, foarte cunoscut, chiar costă în unele locuri 15 euro, în altele 38 de euro, chiar este diferență de preț, dar nu știu cât va fi de bun aceasta, chiar sunt curioasă, deoarece chiar și la un euro găsim accesorii de genul. Aici sunt la fel machiaje. Așa. Avem altă ofertă, 1 la 9 euro, 2 la 13,50. Avem produsele rezistente, de produsele Aniu, de machiaje. Avem deodorantele la fel,
O ofertă pentru deodorante. Un nou parfum. Așa. Cele de bărbați, parfumurile la preț întreg, care chiar mie nu-mi place această pagină deloc. Lingeriile. Sunt unele lucruri care sunt chiar drăguțe și nu le găsești în altă parte, dar sunt altele care sunt scumpe și cred eu că nu merită. Aici avem la fel o secțiune în mijloc, cumpără un produs și îți iei altul de cadou, altul cadou la același preț. Sunt acestea. E destul de lungă această secțiune, chiar drăguță. Aici cu rochițele. Și până aici se încheie această secțiune din mijloc. Apoi avem bijuteriile. Acesta este un foarte drăguț. Eu deja am două de la Avon, așa că nu am să mai cumpăr. Pentru bărbați. Cadouri, lucruri pentru copilași. Poșete. Acestea sunt chiar reduceri foarte mari. Aceste două, trei pagini, văd că sunt trei pagini. Din ce în ce pun mult mai multe pagini de oferte. Aici încep produsele de la Advanced Technique. Aici sunt două produse la 6 euro. Ha, încep să pună la fel produsele de la Advanced Technique și de la Naturals la preț întreg, doamne. Chiar nu mi se pare corect, deoarece aici serumul costă 10 euro, iar în catalogul următor va costa 5-6 euro și nu... Mă rog, foarte ciudat. Eu oricum sfătuiesc clientele mele ca să nu-și cumpere produse la preț întreg, deoarece chiar nu merită. Mai bine să aștepte o săptămână, două și își vor cumpăra produse la un preț foarte bun. La fel, produse la preț întreg. Doamne, cât mă enervează aceste pagini. Chiar nu-mi plac deloc. Șampoane, creme de față, produse de față, spray-urile de corp. 2 la 5,50. La fel, 2 la 5,50 produsele de picioare. Spumantele de baie la 500 de mililitri, care e o ofertă destul de bună. Gelurile de duș. Și cremele de corp. Aceasta chiar este o ofertă bună. La 3 euro o fiecare cremă de corp. Stați să le pun așa. Și sunt curioasă dacă e ceva cremă de aici care nu există în România. Această cremă este, să vă spun ca Avon Femme, deoarece nu știu dacă se vede foarte bine. Iar aceasta este Avon Luxe și sunt curioasă dacă una dintre aceste creme nu există în România, chiar mi-ar plăcea să-mi spuneți. Și cam atât. Pe sfârșitul catalogului avem, vedeți, serul de argan este la 4 euro, iar dincolo serul verde este la 10 euro. Chiar mi se pare stupid să spun așa. Sper că v-a plăcut, aștept comentariile voastre, îmi place foarte, foarte mult să citesc părerile voastre. Și dacă v-a plăcut acest catalog, dați un like și abonați-vă la canalul meu pentru următoarele cataloge. Repet, din Spania, v-am pupat!